Ca orice supererou, și brioșele au o poveste de origine. Acestea au apărut în Statele Unite ale Americii în secolul XIX și și-au câștigat recunoașterea gastronomică datorită timpului scurt de preparare și a șanselor reduse de ardere în cuptoarele de vatră. Chiar dacă aceste prăjiturile sunt gătite de 10 de ani, popularitatea lor a explodat în jurul anului 2011, fiind făcute chiar și seriale TV despre ele. În continuare, vă prezentăm câteva modele de brioșe inovative din întreaga lume, care sunt mai mult decât speciale și aduc un plus de mister la orice masă. În loc să vă începeți ziua cu servirea unui mic dejun format din bacon prăjit și apoi clătite, de ce să nu optați pentru acestea în forma unei brioșe? Asta este exact la ceea ce s-au gândit și cofetarii de la The Yellow Leaf Cupcake din orașul Seattle. Fiecare produs care poartă amprenta acestei cofetării fabuloase se remarcă prin combinarea unor arome inovative, începând de la mojito, ceai verde, latte și până la cele cu bacon. Brioșa cu bere și alune. Cofetarii din Pleasantville și-au dat tot interesul pentru a crea un model de cupcake care să îmbine cele două plăceri ale locuitorilor săi, berea și alunele. Astfel, deși brioșa inovativă pe care au realizat-o pare să ofere o aromă puțin neobișnuită, este combinația perfectă dintre dulce și sărat. Așadar, dacă vă aflați vreodată în apropiere de New York, asigurați-vă că nu ratați din a gusta această prăjitură. Brioșa lacusta. Acest model de cupcake este conceput de către brutăria cunoscută la nivel național Crumbs. Este vorba despre o prăjitură creată din ciocolată amăruie cu glăzură de ciocolată și biscuiți de menta. O brutărie din San Francisco își uimește clienții iubitori de deserturi prin cupcake-uri cu arome absolut senzaționale, începând de la margherita, lichior de ouă și până la Irish Coffee. Acest model de brioșă este realizat dintr-o compoziție pe bază de cafea și este glazurată cu un topping din cremă de Jameson Whisky. Pentru a-i oferi un look tradițional irlandez, cofetarii scusiți ornează acest model de brioșă cu foițe de trifoi. Astfel, acest tip de cupcake este alegerea perfectă pentru iubitorii de cafea și nu numai. Cofetăria Baby Cakes din Texas a creat cel mai neobișnuit model de brioșă de până acum. Cea mai inovativă brioșă care poartă amprenta acestor cofetari se definește cu o combinație între cupă de avocado cu glazură de brânză și cremă de lapte. Deși este o prăjitură neobișnuită, cu siguranță iubitorilor de dulce le-ar plăcea să o încerce. Așadar, nu ezitați de fiecare dată să vă încântați papilele gustative cu cele mai neordinare rețete de brioșe sau alte prăjituri.